sufle petale din flori staminerare, unde e nectarul zeilor chemare. Totul e alb și negru, iar tu aveai culoare. De unde atâta supărare? E de la Dela, e de la Dela, e de la inimile care s-a oprit un timp și atintă cerea. E de la Dela, de la săruturile mult mai duși ca mierea. Dragilor, suntem la Ion Creangă, aici unde invitată să cânte este Andia. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Cum este să fii din nou în comunitate, da? Ești cumva back to basic. Cred că pentru tine este un lucru foarte important să te reîntâlnești cu membrii comunității. Am văzut mai devreme că a fost o isterie, atât în rândul copiilor cât și al adulților, în ceea ce te privește. Toți au vrut să vină, să te cunoască, să facă o fotografie, să te felicite pentru toată munca depusă. Păi, pentru mine, în primul rând, este extraordinar de onorată. Sunt chiar emoționată, aș putea să spun, pentru că n-am uitat de unde am plecat și tot timpul mă gândesc cu nostalgie și mai ales când vin acasă. Uite, de exemplu, acum că am venit acasă, am venit cu 2-3 zile înainte și mi-a părut rău că s-a terminat. Acum ne întoarcem la București, că mai avem și alte concerte, dar mi-a fost tare, tare dor și mi-ar mai fi plăcut așa să mă mai reîntâlnesc cu oamenii de pe aici din zonă și poate să stau mai mult cu cei dragi. Dar da, eu sper că poate prin toamnă, când se mai calmează puțin lucrurile, să pot să vin acasă să mă reîntregesc așa cu rădăcinile. E un mare, v-am zis, e emoționant și faptul că oamenii mă primesc atât de frumos și știu că sunt a lor, inima mea e foarte mare. E o mândrie și pentru ei, da. Pentru că trebuie să recunoaștem și să-ți recunoaștem meritele. Ești un artist complet, mulți ar spune asta și nu este o idee de a mea. Am văzut-o în foarte multe postări, am văzut-o cu toții chiar și în ceea ce demonstrezi tu pe scenă. Aș vrea totuși să te întreb dacă ți-a fost greu să ajungi Andia de astăzi. Nu știu dacă a fost greu, cât eu am crescut organic. Adică eu am ani câtuși de cât în spate. Cred că acum oamenii mă știu de acum sau de un an de zile, doi maxim, dar eu am început... Cred că de mai mult puțin. Ești tu modestă. Am câțiva ani. Câteva hituri în spate. Da. De câțiva ani buni. Da, da. Și consider eu că de la an la an a fost o creștere frumoasă, organică, după cum am mai zis, și nu am simțit că ar fi fost greu. Și chiar și dacă, nu știu, sunt obosită, mă încarc de la oameni. Mereu am energie, mereu mă încarc cu energia oamenilor și cred că e un schimb pe schimb de fiecare dată când mă urc pe scenă. Deci nu e greu. E plăcut. E ușor obositor pe alocuri, că nu e 100% roz și nu am doar avantaje în asta, dar nu aș vrea să mă plâng și n-aș vrea să le prezint pe acelea, cât să vorbesc doar de ceea ce îmi place. Că azi despre asta e vorba. Cred că de aici vine ușurința din faptul că faci ceea ce îți place și cred că ești un model din acest punct de vedere pentru tineri, pentru cei care ne privesc și se gândesc că este greu să faci o carieră în acest domeniu și de ce nu foarte greu să atingi niște performanțe. Tu ești un model din acest punct de vedere pentru ei. Doamne ajută! Doamne ajută! Sper să... Am zis tot o dată cu Viorica de Macovei, am zis amândouă, Doamne ajută! Eu sper să se ia... N-aș vrea că și toată lumea să încalce pe urme, gata, eu vreau să fiu cântăreață ca Andia, dar... În acest domeniu, să zicem. Da, dar în același timp aș vrea doar să... Vreau să le transmit celorlalți mesajul că orice se poate, doar să-ți dorești. Indiferent de micile obstacole care vor apărea, mereu și mereu vor fi mici impedimente, dar alea sunt doar pentru a te testa dacă chiar e să fie. Adică mergi mai departe, nu te lăsa, indiferent ce ar fi. Am visat și poate chiar mai mult, dar ce vis. Nu dăm când ne stim și totuși suntem un pic defect. A funcționat, te voi iubi până la sfârșitul lumii, până când tot în jur se va opri. Te voi iubi cum n-am făcut-o nimeni, trecă prin toate noastre. Te voi iubi
ai foarte multe hituri, cum am spus și mai devreme. Toate conțin mesaje importante. Dacă suntem atenți la versuri, au mesaje puternice. Care este piesa ta de suflet? Ai una până la acest moment? Da, piesa mea preferată este Solstițiu. Nu e hit, e încadrată pe EP-ul meu acum recent, în noiembrie l-am lansat. Deci piesa Solstițiu e preferata mea, nu știu dacă ai ascultat-o sau cei de acasă au ascultat-o, dar să dați un click pentru că o să înțelegeți de ce. Este o piesă extraordinar de profundă și necesită un pic timp cu tine. Adică piesa aceasta nu e de ascultat, mergi la un grătar. Spui căștile în intimitatea ta, dai un play și atunci vei înțelege de ce. Și după aia poți să o pui și la un grătar dacă simți nevoia și e pe malul apei și e foarte frumos și intri în poveste. Dar piesa aceea e de intimitate. Deci intri în profunzime și mai apoi îți dai seama despre ce este vorba, da, în profunzimea piesei. Da. Toate au un mesaj, din punctul meu de vedere. Și aș vrea să te întreb, totodată ai un stil nișat, da? Adică vocea ta este deja inconfundabilă, trebuie să o spunem. Ai crezut la început că tocmai pentru că ai ceva special, da, te va împiedica, adică nu ești pe comercialul ăla adânc și te va împiedica să atingi performanțele de astăzi și, nu știu, succesul de astăzi? Nu. E foarte, foarte mișto întrebarea, dar nu. N-am avut probleme de genul, ba din contră, uite, eu să spun sincer, eu la început nu mi-am știut neapărat valoarea, mai puțin încredere de sine, îți dorești, vrei, dar nu te știi 100%, nu știi. E important să lucrezi cu oameni, că așa a fost la mine, am lucrat cu, și încă lucrez cu acei oameni care mi-au oferit încredere și mi-au insuflat calitate și valoare și ca mai apoi eu să reușesc împreună cu ei și să creăm ceva frumos. Și practic cam asta s-a întâmplat, n-am avut grijă asta pentru că am avut oameni mișto lângă mine. Ultima piesă? De la? Da. Păi da, de la a fost lansată de curând. Mă bucur de ea, face furori piesa în concerte. Sunt foarte curioasă cum va primi și cei din Ion Creangă piesa aceasta. Sunt foarte... Cu toții, nu cred că mai există vreun dubiu, nu? Da, dar eu tot am emoții. Tot am emoții pentru că cânt acasă și pentru mine contează mult asta și sunt nerăbdătoare să văd. Deci da, piesa a fost lansată acum recent, dar pentru cei care o parte, că cei care stau pe TikTok știu că s-a viralizat și acolo. Uh-huh. De prin noiembrie anul trecut. Bine, un mesaj pentru comunitate, pentru cei din Ion Creangă, din Roman, din Roman Metropolitan, cei care vor să știe care este mesajul în această seară pentru ei. Dragilor, fiți atenți la mine. Nu o să vă plictisesc în mesaje populiste și în termeni nebuni, că nici eu nu sunt genul. Dar o să vă zic așa. Aveți grijă de voi, aveți grijă de aproapele vostru, țineți-vă inima deschisă și mergeți pe vibrația iubirii. Iubiți cât mai mult, încercați să fiți cât mai optimiști, viața e mai frumoasă, noi ne punem piedici de foarte multe ori. Simțiți foarte mult de aici și mai lăsați ce se întâmplă aici. La final aș vrea să te provoc și să te întreb și să-mi răspunzi dacă poți într-un singur cuvânt. Dacă Andia nu ar fi fost astăzi cântăreață, ar fi fost? Cred că aș fi psiholog. Aș fi fost psiholog. Mulțumesc tare mult și îți urez succes pe scenă. Mulțumesc tare mult. Cântând
simt acasă, știind că sunt foarte mulți oameni de aici care mă știu de atât. Eram un fișpiric și acum vin și mă văd și poate și pentru unii care nu m-ați văzut de mică, dar știți că sunt de aici. Și pentru mine e o mare onoare să cânt în fața dumneavoastră în această seară. Mulțumesc pentru primirea asta, mulțumesc că v-ați strâns într-un număr atât de mare, mulțumesc că sunteți alături de mine și să știți că vă mai văd, am mai văzut pe TikTok, am mai văzut pe Instagram, că ați mai comentat și spuneați că vă mândriți că sunt vecina voastră sau că sunt din același sat cu voi. Vreau să știți că eu mă mândresc cu voi și că mă știți, mă știți de mică. Nu vă mai zic nimic, am mari emoții. Tac din gură că am mari, mari emoții! Ce păcat că nu-ți mai amintești de noi și m-ai lăsat plângând în perne moi. Mă cunosc unde nu te gândești că voi veni la tine brațe sau vezi unde pe voi. Trec cu prezent, nici viitor. Sunt ca un ceas în care timpul aruge minte dor. Când te întoarce de la mine când e dor, e dor, e dor, e dor. Și strânge mă în brațe când mă răbușesc în lipsa lor. Și pot să fiu lângă oricine când mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor. Strânge mă în brațe când mă